Sala Mare a Primăriei Municipiului Câmpul Lung a găzduit joi seară două evenimente. Primarul municipiului, Elena Lasconi, le-a făcut consilierilor locali o surpriză, oferindu-le un mini-concert al elevilor și profesorilor de la școala de muzică din localitate. Evenimentul s-a numit Scrisori Muzicale și face parte din proiectul derulat în acest an cu ocazia împlinirii a 500 de ani de la primul document scris în limba română și păstrat până astăzi. Această activitate face parte din proiectul nostru Câmpul Lung 2021, Capitala Scrisului Românesc. Fiecare școală a desfășurat și desfășoară activități, iar școala de muzică, o activitate în proiectul Câmpul Lung 2021, Capitala Scrisului Românesc, este aceasta, și anume scrisori muzicale. A urmat ședința ordinară din luna mai, unde aleșii locali au avut spre dezbatere numai puțin de 11 proiecte de hotărâri plus punctul diverse. Printre altele, s-a aprobat bugetul la 10 piețe comunitare, a fost repartizat profitul societății Edilul, s-a aprobat tariful pentru locurile din piață, s-a discutat și aprobat regulamentul pentru concursul de manager la Biblioteca Municipală și s-a hotărât ca pe străzile laterale ale bulevardului să se circule într-un singur sens. La punctul diverse, consilierul Dan Șain a cerut să se facă o datare a lucrărilor de la Bulevardul Pardon și să se urmărească în funcție de programare lucrările. Spre surprinderea aleșilor, primarul Elena Lasconi le-a spus că deocamdată nu este posibil și a și argumentat de ce. Cred că ar fi necesar, dacă se poate, iarăși, dacă se poate, să punem niște imagini, niște randări a viitorului bulevard în cele două capete, pentru că de multe ori omul când vede că va fi
foarte frumos, acceptă mai ușor. Da. Situația cu bulevardul este una complicată. Și nu se poate face acum. Nici asta nu se poate face? Nu acum. Pentru că vor fi două părți ale acestui contract cu bulevardul și partea a doua va cuprinde modificări. Deci se poate da mai încolo. Mai încolo, da. A, bun. Și eu vreau peste tot să arătăm oamenilor cum va arăta. Da, sigur. Și tot ce trebuie. În a doua parte a lucrurilor vom putea comunica. Da, 100%. Nu au lipsit nici dialogurile acide între actualul și fostul primar, însă cu toate acestea, ședința a fost una constructivă, iar toate proiectele de hotărâri au fost aprobate.